Oana Moșneagu și Vlad German s-au căsătorit săptămâna trecută după 2 ani de relație. Ca să pornească cu dreptul în noua etapă din viața lor, doamna și domnul German au fost supuși unui test. Să vedem cât sunt de compatibili atunci când nu-i vede nimeni. Cine duce gunoiul? Eu. Iubitul meu din fericire și eu rareori. Cine gătește? Eu. Iubitul meu din fericire și eu rareori. Cine a făcut ultima dată curat? Oana. Dar de obicei cine face curat? Oana. Iubitul meu din fericire. Nu, de data asta cu mine facem împreună curățenie, cot la cot. Cine face cea mai mare dezordine în casă la voi? Pisicile, ca să nu dau vina pe mine. Eu. Nu, hai să fiu sincer. Cred că... Nu, eu. Iubitul meu, din păcate. De fapt, nu, acum sunt incorrectă. În proporție egală, aproape, doar că el este cel care inițiază și apoi se adaugă constant. Cine? Cum? Iubitul meu, punct. El face cea mai mare dezordine. Gata, scutărât. Proaspăt căsătoriții au recunoscut că se gândesc la un copil, dar deocamdată au 2 pisici. Așa că pot exersa grija părintească pe cele 2 animăluțe. Cine cumpără mâncare la pisici? 50-50. În ultimele dăți a cumpărat Oana, la început cumpăram eu, m-am putut roșii pe parcurs 10 minute. Dar cred că aici aș putea spune că amândoi. Amândoi. Cine face curat după pisici? Oana e foarte atentă când trebuie să schimbă sacul de la litieră. Eu duc gunoiul, deci eu arunc sacul de la litieră, dar Oana e mai atentă la chestiile astea. Oana verifică. Deci Oana. Eu. Mi-aș dori să facă și el mai des, dar asta e la mine, cumva. El duce gunoiul și eu curăț litiera. Azi am legat inima ta de inima mea. De altfel, pisicile sunt pe cale să nască gelozii în familie. La întrebarea pe cine iubesc pisicile, Oana s-a arătat deja deranjată. Pe mine. Pare rău, iubita mea, asta e adevărul, știe și ea. Pe mine, da. Nu vreau să răspund la această întrebare, pentru că sufăr din cauza a ceea ce se întâmplă în raport cu pisicile și cu noi. Una dintre pisici îl iubește mai mult pe Vlad, iar cealaltă dintre pisici nu mă iubește cel mai mult pe mine, ca să zic așa. Cu ce te-a supărat ultima dată, Oana? Mă enervează că nu am ce răspuns să-ți dau, pentru că nu prea mă supără. E o chestie generală, sincer, la noi în relații, deci aș putea să spun chestia asta în ceva exact. E foarte, foarte sinceră. Cu ce te-a supărat ultima dată, Vlad? Stai că nu trebuie să caut mult, astăzi, ia stai să mă gândesc. Da, era la filmare, era în pauza de masă și l-am sunat ca să-i povestesc o mică întâmplare, nu era cine știe ce, dar eram foarte așa foarte înfibrilații după evenimentul ăla minor care s-a întâmplat și el n-a mai vrut răbdare și la un moment dat mi-a zis că sunt și eu în pauza de masă. Și am zis, dar nu știam că mănânci, adică, bine, hai, pa. Când ai supărat ultima dată? În fiecare zi. Cred că în fiecare zi o supăr cu ceva mic, dar o supăr. Cât de des te supără? Din fericire, din ce în ce mai rar. Din fericire, că am ajuns așa la un nivel de comunicare și la un oarecare echilibru în relația noastră, care probabil că se va pierde la un moment dat, că ne schimbăm la constant. Din ce în ce mai rar și mai puțin acum. Cât de des vă faceți cadouri? Destul de des. Știu că aveam așa obiceiul ăsta, ea la un dat pleca în turneu cu spectacolul Care pe Care și de fiecare dată când se întorcea, îmi aducea ceva, o chestie. Fie că era o chestie de la benzinărie, o maimuțică, mentosane, orice. Și mi s-a părut o chestie foarte drăguță. Eu, la rândul meu, mai ales că îmi plac florile foarte mult și încerc pe cât de des posibil să avem flori în casă și evident că ei le dăruiesc, ei nu le aduc în casă pur și simplu. Dar nu avem așa o... destul de des. Foarte des. De Crăciun, de ziua noastră și niște mici surprize pe parcursul anului, dar nu sunt cadouri, cadou, adică o chestie fizică. Cu tot surpriză de asta, mai comandăm de mâncare, un gest mai degrabă decât un cadou. Cine e polițistul bun și cine e polițistul rău în relația voastră? Amândoi, din fericire, pentru că asta cu good cop, bad cop e, mi se pare o chestie foarte importantă și foarte bună întrebarea ta de altfel. Oare cât de greu o fi să-și dea cineva seama? Pot să spun că eu nu sunt polițistul bun, da? Eu sunt polițistul rău de obicei. Un film romantic cu Oana sau un joc pe PlayStation? Pentru că nu, în ciuda faptului că stăm împreună și s-a mutat la mine de atâția ani, aș putea spune, încă prefer să vedem filme împreună, romantice sau nu, irelevant, dar să vedem filme seriale.
decât să mă joc. Cred că am depășit etapa aia, deși sunt momente când mă mai văd cu băieții și îmi place să stăm și jucăm ceva pe PlayStation, așa cum ai zis tu. Ce preferi cel mai adesea? Un film romantic văzut împreună cu Vlad sau o bârfă cu prietenele? Păi îmi place și filmul romantic alături de prietenul iubitului meu. Și bârfa aia cu fetele, dar, sincer, dacă ar fi să aleg, având în vedere că văd mult mai multe filme decât întâlnirea cu fetele, probabil că aleg filmul romantic.